Bine ai revenit, Ioana Filimon. Bine v-am găsit. Înainte de poveste vreau Ilinca, să spui așa. Ilinca, scuze-mă, am doar un amendament. O chestie foarte simplă. Ca să fie o chestie ajutătoare și pentru mine. Sunt fashion photographer, da? Voi dacă doar o să mergeți și o să faceți pur și simplu o simplă deplasare, da? Pe mine nu mă va ajuta. Eu tot spun că trebuie să analizezi ceva, da? L-avem pe Moris, o avem pe Raluca și fac foarte bine ceea ce fac. Analizează stylingul. Da, odată ce ați ajuns aici, gândiți-vă, închipuiți-vă că eu sunt acolo, da? A, și apăs butonul, să pozăm, da? Da, și pe ritmul pe care voi vi l-ați ales, că îi place lui Moris sau nu melodia, trebuie să faceți un soi posing. De posing, da? Okay. Să intrați, să lucrați cu stylingul. Îmi ridicați și mie balonul, da? Bun. Și atunci tu, dacă ai ajuns aici, faci ceva, l-ai luat, ai aruncat, te-ai învârtit cu geanta, ți-ai pus ochelari, ai stat într-o... A fi captată, dai timp aparatului. Bine, astfel, perfect. Da? Da. Deci câteva secunde pentru fiecare dintre voi e nevoie să faceți acest posing, da? Da? Ok, am poate să fie ritmat, poate să fie soft. Și atunci mă uit la dumneavoastră sau mă uit în cameră? Acolo sunt. Deci în cameră. Da? Îți imaginez că sunt acolo, da? Mersi. Bine. Frumos. Mersi. Poți să încep acum, după ce ajungeți la masă? Mai fă o dată, Ioana, hai! Bravo, Ioana! Eu zic să mai facem o dată cu totul, ce părere. A, bine, mă mai duc încă o dată la scaun. Zic, da, vină pe aici, ca să-ți fie mai ușor. Vină de aici, bine. Revin! No, da, de ce pe acolo, Olga? De când faci tu regulile, puiule? Să mai pe lângă mine, să văd și eu. E, lasă, Olga! Ca și cum sunt surprinsă că nu știu că eu urmez, nu? Da, fi da. Te ador! Altceva, bravo! Altceva, domnule! Uite ce înseamnă! Vedem ce zice TV, dacă a fost bine sau nu, nu știu. Deocamdată, eu vreau să te întreb care este cel mai înfocat susținător de al tău. Am mai mulți. Cel mai înfocat? Iubitul meu. El? El. Te sprijină, te ajută, merge cu tine la shopping. Da, săracul, da. Îl complimentez, dar da, așa este, mă ajută cu ținutele. Chiar îmi spune, bă, uite, mi-ar plăcea asta. Cu toate că el nu vede bine culorile, dar țin cont de ceea ce spune el. Îi place să se vadă sexy sau nu în prea. Ce fel? Nu prea sexy. Îi place mai mult îmbrăcată. Mai mult îmbrăcată, da. Bine, ok, e bine de știut. Care-i povestea ta de astăzi? Povestea mea este așa, Ilinca. Am accesat niște fonduri și îmi fac o fermă. Și am spus că mă duc să-mi aleg caprele și oile, pentru că eu vreau să fie cu stil. Și mă duc acum la un cioban și mă duc așa pe câmp, da, să mă uit, să văd care îmi plac mie mai mult. Am înțeles. Cineva te-a influențat în a-ți găsi această poveste astăzi? Cine? Cine? Tu, Ruxi? Eu nu știu. Madalina, nu? Nu. I-am zis ceva de cioban, dar nu... La chestia aceasta mă referam, să ai un iubit cioban și ții companie, să-i ții de urât, să nu vă mănânce ursul nici pe voi, nici pe voi. Am înțeles, deci deocamdată funcționați ca un tot, ca un întreg, da? Vă ajutați, vă inspirați unele pe celelalte. Este o chestie foarte bună. Din ediția trecută am aflat că tu ești un fel de manager acolo în culise. Dulapuri, da. Da, și acum am înțeles că aveți nevoie de o, nu știu, o agendă ceva, o condică, da, și reguli stricte pe care le impuneți. Care mai am atmosfera? Spus în așa fel, pentru că noi am fost de dimineață la ora 9, am fost chiar 3 fete și am spus, dacă noi facem efortul să venim la ora 9, să fim punctuale, da, măcar să fim premiate de celelalte concurente, cu câte o ciocolată sau o mică atenție, în funcție de orele, să sperăm că nu orele, să sperăm că doar minutele, întârziate, da. Da, Madalina? Nu este adevărat. O parte dintre noi, ea nu știe regulament, o parte dintre noi vin la ora 9 și celelalte la 9:30, ca să nu aglomerăm fiind decât 3 fete la make-up. Surpriză, Madalina, îmi pare rău să te contrazic. Tu ești cea care nu știi regulamentul, pentru că toate fetele la ora stabilită trebuie să fie în culise.
Ieri, de exemplu, la 9:30 mi s-a cerut să vin. Pentru prima emisiune a fost un pic altceva, pentru că am încercat și am noi interes. Să ne repoziționăm, mea, am luat să vedem cum merg lucrurile, dar trebuie să știți asta și să respectați orele la care vi se spune să ajungeți aici. Pe viitor, dacă nu se iau măsuri, da, îți dai seama că orice minut întârziat, mai ales că nu e ca și cum nu ești mai fraieră. Ioana, oricum nu e mai fraieră. În general, normal. Eu cam am rateuri. Dacă e să mă duc așa, să mă întâlnesc cu o prietenă la mall, îți dai seama că nu e ca și cum sunt la fix. Dar când e vorba de job și de căstă, uite, e o echipă întreagă aici și toți au venit aici pentru noi și ar fi lipsă de respect să venim mai târziu. Părerea mea! Se întâmplă și la mine, dar întotdeauna anunț dacă este ceva când întârzi. Mi se pare într-adevăr o lipsă de respect să nu anunță și întârzi și să nu anunț, dar nu o să fiu, dacă o să fiu. Încercă să fim toleranți, toți avem o zi mai grea, poate am avut o noapte mai grea și ne trezim mai greu. Așa că dacă eu pot să tolerez cuiva, sper ca cineva să-mi tolereze mie în cazul în care întârzi. După aceea, la sfârșitul săptămânii, fetele care au întârziat să ne aducă o ciocolată, o ceva. Bine. Nu? Da. Adică o mită, nu se poate așa, adică plătești dacă întârzi. Vedem acum ce părere au fetele. Și cum arată sticărul ăla, și nou? Dacă vreți, vi-l arăt, da. Bine, haideți să mă ajutați puțin, că... A, eu știu ce fac. Eu am o problemă. Eu am o problemă, asta e stickerul. Și nu lipesc niciodată drept. Asta e să... Eu... Așa. Păi știu că Ioana e cu organizare. Ia vino Ioana. Ce faci aici? Eu lipesc și tu îmi spui dacă e drept, dar nu mă păcălești, da? Bine, nu te sabotez. Hai, zi. Mai, dar pune mai în dreapta un pic. Unde? Și mai în dreapta și un pic colțul mai așa. Are. Asta? Nu prea mult, prea. Asta? Mai ăsta mai sus, un pic mai jos un pic, așa. Așa? Da. Da, îți place roșu sensi? Păi să nu te deoache nimeni ca da. Să... Deci roșu ca să nu te deoache nimeni, că nu cumva să te apuce aici durerea de cap. Dar tu stai acolo. Tu acolo, eu aici. Gata. Stai. Toată lumea. Deși este gol vestiarul, dar... Ideea este că mă gândeam acum că Ioana trebuie să știe tot ce faci, dacă tot ce faci... Corect. Ea e șefa la vestiare. Pune și aici! Nu, pune și aici! Mai mari ca ale mele poate mădărina. Dar... Măcar vreau și eu! Tu la mădă faci? Asta e meu! Nu era unul, fata al tău? Doiu! Ai schimbat? Indicativ 2. Ai schimbat? Nu, așa sunt eu. Bine, sunt loc 1, numai 1, dar locul 2 sunt indicativ 2. Dacă vreți să mă uitați, stai un pic. Bă, ce mișto! Uite, vezi ce idee? Nu, mai gata, eu nu mai mă ajut. Păi da, dar... E mai frumoasă ideea ei. Nu, păi dar fiecare să personalizeze în felul ei, nu? Vrei să-ți dau și ție un pic pe dulap? Nu, mai vrea, lasă, m-am supărat. Ce lasă? Am înțeles, da. Dar când aveam un timp să o face sticker? Vezi, cât mi-a luat să venim înaintea ta. Cam jumătate de oră. În jumătate de oră o ciocolată trebuie. Păi știi ce? Ioana, ți-ai pupat dulapul? Da! Tu te dai în jur, ați văzut? E creativă, Ioana, de dimineață! Da. Nu pot! Cine a mai întârziat, Ioana, spune-mi tu? Nu, vreau să fiu părăcioasă, care e ușor de pe cameră, adică... Și eu am întârziat, dar abia am de 2 săptămâni permisul și... Nu-l forțesc, parcarea, da. Ce am întârziat? Păi, dar poți să pleci un pic mai devreme de acasă? Da, știu, dar eu merg foarte încet. Dar nu, am ajuns, m-am grăbit repede, am ajuns. Dar Ioana o să pățească, că i-au spus ciocolată foarte multă. Asta am zis și eu, da. Nu-i nimic, merge la ciocolata merge la suflet, nu se depune. Nu merge la suflet, Carmen. Merge pe picioare. Voiam să zic că ar fi mai ușor să spunem cine a ajuns, cine a fost la nouă. Mai repede, da, corect. Deci... Ia și cine? Încă două odată ce au fost trei. Eu, Ioana și cu Sensi. Eu prima. Carmen și Sensi. Tu prima, Sensi. Am înțeles, ai fost nerăbdătoare. Da. Bine, fetelor, hai să vorbim un pic și despre ținuta Ioanei. Carmen. Chiar este prima
prima oară când încalc ceva de genul ăsta. Aia sunt mai de pițipoancă în capul meu. Nu sunt pițipoancă, de aia era strău. Mă așteptam să fie, să aibă mai multă energie decât mine sau decât Ioana. Munca mea e să fiu comedian, dar realitate nu muncesc. În realitate sunt eu. Dar le distrug, cred că pleacă toate plângând. Ținuta nu-mi place pentru că seamănă cu cea de data trecută. Ai, mamasita, ținuta este preferata mea din seara asta, fără discuție. Bună ziua, am cer mii de scuze și juriului și telespectatorilor și ție și nu în ultimul rând colegilor. Acum mă simt mai bine eu. Că pare că nu ai picioare în pantaloni. Dezastru. Acest costum te îngroapă, te șterge. Bine, fetelor, hai să vorbim un pic și despre ținuta Ioanei. Carmen. Îmi place foarte mult geanta. Trebuie să recunosc. A, da, și de geanta. Dar, de asemenea, mi se pare că sunt un pic cam multe printuri. Este o asociere de foarte multe printuri și mi-ar fi plăcut niște cizme poate mai înalte ca să-ți evidențieze silueta. Deși știu că te duci la o fermă, e adevărat, este mai normal să porți bocanci, dar cred că pe tine, așa înaltă, te-ar fi avantajat niște cizme, te-ar fi făcut mai classy. Mulțumesc! Hai să aflăm părerea juraților despre ținuta ta, Ioana Filimon, în fața lor. Bună, Ioana! Bună, Ioana! Bună! Ioana, da. Mi-ar fi plăcut ca bocancii tăi să aibă o talpă mai înaltă sau ceva care să-ți evidențieze lungimea piciorului. Mi se pare că scurtează pur și simplu și glezna pare mai groasă decât este. Mi-ar fi plăcut în aceeași manieră să ai pielea hidratată de picioare, mai hidratată. O secundă! Dacă ai... Am ținut cont și fetele sunt martore. Bravo. Deci credeți-mă că m-am dat cu atâta cremă. Eu și mumile, nu mai există femeie mai îmbălsămată decât sunt eu acum. Nu, da, dar credeți-mă că stătea lângă mine și era, da. Da, așa ai? Vedea, lângă mine păreai hidratată, da. Așa sunt eu mai uscată. Da, da, nu știu. Băi, deci Ioana, pe cuvântul meu de onoare, nu că ești genială. Băi, fetiță. Deci în toate sezoanele de Bravo Ai Stil n-a venit una. Mă, ca să vezi că ține cont de sfaturile juraților. Cum ai auzit la trecută că ți-a făcut eu observația asta? Da. Acum ai și pozat, ca dovadă, uite cât de mișto sunt pozele. Uite și uită-te. Se vede deja altfel, da? Uită-te. Nu-mi place corsetul, da? Mi-ar fi plăcut cumva să fie altceva și astfel să pot să observ talia mai bine. Faptul că e corset și așa e altceva. Tocmai de asta spuneam ieri că ar fi bine cumva să pleiați, să vă jucați cu stylingul ca astfel să se vadă toate aturile voastre. Voi știți că sunteți frumoase, știți că aveți umeri mari, lați frumoși, că aveți talie, vă cunoașteți foarte bine și aici e foarte important să vă arătați în același timp și să dați valoare stylingului. Dragă, eu nu prea știu multe lucruri despre voi, dar uite că în cadrul acestei emisiuni o să ajungem să ne descoperim și o să vă descoperim inclusiv afinitățile stilistice. Îmi imaginez chinul infinit din spatele alegerii acestor piese, care sunt toate și împreună, dar și separat foarte urâte. Mie din ținuta ta îmi place foarte mult ceasul, realmente îmi place ceasul. Și consider că, mă rog, e un ceas foarte versatil, cu care poți face foarte multe lucruri. Corsetul este foarte urât, adică e bacoviană, dar foarte tristă, Ioana, bocancii sunt urâței, corsetul este atrocisim. Deci, Ioana Filimon, te iubesc, îți jur, uite, îți spun sincer, n-am avut ocazie să descoper până la această emisiune, dar acum, îți spun sincer, ești o revelație. Însă ținuta, unul la mână, nu-l mai chinui pe iubitul tău să meargă cu tine la shopping, ăsta este un chin pentru bărbați și doi la mână, tu nu vezi rezultatul. Pe cât ești tu de frumoasă, pe cât ești de dezinvoltă. Montană, dezinvoltă, superbisimă, n-ai cum să porți hainele astea. Puiule, nenorocire. Tare mi-e frică să întreb, dar musai să întreb, calificative. Mi-a pus un nod în gât că îmi place de tine la nebunie. Lasă, dragă, că uite, poftim, a venit primul calificativ nefericit din seara asta. Mamă, mi-e rău. Ne pare rău, noi atât putem, atât am putut astăzi.
Dar uite că o să ai noroc la capre, cu siguranță. E, caprele din spate sunt ele. De ce ți-e rău, Olga? Nimic. Cred că de verdict. Okay. Îmi plac emojurile alea, așa, cu degetul în jos. Da, sunt multe emoții. Triste. Vreau să te încadrez, să-mi dau seama cum funcționezi. Și eu sunt... Acum te ia pe mamia. Îmi pare rău. S-a făcut și e nicio problemă. Wow. Da, asta e, Ioana. Da. Vorbește asta puțin este, de acasă. Dar... Ai nevoie de susținerea lor. Dar... Vreau doar să vă întreb, ce trebuia schimbat în afară de toate piesele? Aproape tot, uite, cu trenciul ăsta am putea face ceva la un moment dat. Asta am să spun. Singura piesă pe care o pot să păstrez trenciul, am impresia că este dintr-o piele de ponei, nu știu dacă nu mă înșel. Da, ceva animal. Aș folosi trenciul ăsta, dragă Ioana, cu o pereche de pantalon cu talie înaltă și cu o maletă din cașmir, așa foarte luxoasă. Dacă tot vrei să pui și ceasul ăla... Și bine, perișorul, într-adevăr, perișorul... Da, păi, asta spun, cu atât mai bine că e al tău. Nu-l vinde, pune-l bine, ține-l acolo, mai cumpăr încă vreo 4-5, că nu o să-mi frești la un singur ceas. Păi de ce, dragă? Nu, am zis, Doamne ajută, la cât mai multe ceasuri. Am zis ceasuri pe ediție, fetiță? Confuzii. Na, nu contează. Ioana, eu, iartă-mă, Ilinca, eu vă sugerez tuturor să construiți personaje puternice, carismatice, ca astfel să puteți să vă simțiți bine în rolul respectiv. Nu fiți uzuale. Uite, avem o Lady Di azi, avem făcând tot felul de lucruri mărunte. Faceți lucruri cool, care să vă scoată din zona asta de plictiseală. Na? Bun. Ioana, vorbește cu cei de acasă. Nici nu mai știu ce să vă spun. Știu doar că îmi doresc foarte mult să fiu în această competiție și îmi doresc foarte mult să mă votați și să mă susțineți și să-mi dați sfaturi să mai știu cum să mă mai îmbrac, pentru că nu mai știu ce să fac. Vă mulțumesc și aștept votul vostru. 2 la 1, 2, 0, 6. Așa e, mulțumesc, Ioana Filimon.